Cel mai mare concurs de robotică din România, RoboChallenge, a ajuns anul acesta la ediția cu numărul 8, fiind organizat de Liga Studenților Electroniști și ITTI RoboChallenge, în parteneriat cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației din cadrul Universității Politehnica București. Acest concurs internațional în care distracția se îmbină cu știința se adresează tinerilor pasionați de robotică, iar evenimentul va avea loc în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației București. Încă de la începuturile acestei mișcări studențești și tehnice în același timp, am sprijinit această activitate ca sponsor și ca partener media. Deoarece RoboChallenge este un proiect în curs de dezvoltare, un real sprijin îl reprezintă partenerii concursului, printre care și Televiziunea Giurgiu. De 3 ani avem onoarea noi, TV Giurgiu, să fim și sponsori și parteneri media, partener oficial media al acestui concurs. Este onoare pentru mine ca om cu înclinații tehnice și pentru administratorii firmei Novaforce, în speță domnul Florian Nicolae și doamna Vera Nicolae, oameni care au sprijinit alături de mine această mișcare și o sprijină în continuare și cărora le mulțumesc în mod expres pentru ajutor. Cu o tradiție de peste 7 ani, RoboChallenge a devenit cea mai mare competiție de robotică din România, adunând ediție cu ediție peste 200 de concurenți și totalizând un număr de peste 700 de roboți din diverse colțuri ale lumii. Printre participanții deja înscriși la această ediție se numără și echipe din Mexic, Turcia sau Brazilia și ne putem mândri și cu participarea pentru al 5-lea an consecutiv a echipei din Giurgiu, formată din masteranzii Bogdan Istrate și Diana Slăvescu. În ultimii 2 ani, echipa noastră a urcat pe podium pe locul 1 la toate edițiile. La sesiunile internaționale de la Viena, în prima fază am urcat pe locul 6, iar în anul acesta, în primăvară, pe locul 4. Sperăm la anul să mai facem câțiva pași către locul 1. Mai multe amănunte despre ediția 8-a concursului internațional RoboChallenge puteți urmări imediat după știri în ediție specială. Conceptul național Liga Prieteniei, care înseamnă fotbal și socializare, este susținut la Giurgiu de către Asociația Uniți pentru Giurgiu, asociație care mai nou propune giurgiuvenilor o nouă competiție intitulată Liga Prieteniei Giurgiu. Este vorba despre un campionat fotbalistic cu echipe 5+1, care va demara pe 5 noiembrie. Este un concept care a început în capitală și care se va desfășura mai nou și la Giurgiu. Vom da startul competiției la data de 5-11-2015. Sunt deja înscrise 14 echipe în această competiție de fotbal amator. Organizatorii promit că va fi o competiție unde participanții se vor întrece la fotbal, dar vor fi toți prieteni. Pentru că scopul principal al înființării campionatului Liga Prieteniei Giurgiu este promovarea respectului, prieteniei și întrajutorării între membrii săi. În cadrul acestui proiect așteptăm alături de noi echipe indiferent de vârsta pe care au, de mediul social din care provin. Vorbim de un proiect mult mai larg, vorbim în primul rând de un proiect de incluziune socială, vorbim de un proiect în care vom avea proiecte europene prin intermediul cărora vom putea să ajutăm participanții la acest proiect și implicit participanții la această competiție de fotbal pe care noi o organizăm aici la Giurgiu. Competiția se va desfășura la terenul cunoscut de giurgiuveni cu denumirea de Balon Vamă, de pe șoseaua Prieteniei, iar înscrierile sunt încă deschise. Dacă vă place să jucați fotbal, dacă doriți să cunoașteți oameni cu aceeași pasiune, dacă doriți să participați la petrecerile organizate de Liga Prieteniei Giurgiu, adunați-vă 5 prieteni și contactați-ne la sediul Asociației Uniți pentru Giurgiu, care este și organizatorul acestei competiții și este partener în cadrul acestui proiect Liga Prieteniei.
sau ne puteți contacta la numărul de telefon 0736 651 925 Adrian Mecle. Competiția beneficiază deja de un regulament care poate fi consultat pe pagina de Facebook cu denumirea Liga Prieteniei Giurgiu. Astra Giurgiu s-a calificat în sferturile Cupei României, eliminând pe FC Brașov după un meci câștigat la ultima fază a prelungirilor. A marcat Tembo în minutul 17 din 6 metri, după lovitură cu capul. Apoi Budescu a majorat scorul în minutul 29, cu un șut superb din 16 metri, altfel suspectat că ar fi din offside. În minutul 34 marchează și Ioniță și Astra părea că a simplificat lucrurile, dar se face 3-1 în minutul 67. Brașovenii mai înscriu 20 de minute mai târziu, apoi în minutul 87 cade și golul care egalează situația de pe tabelă și duce cele două echipe în prelungiri. Partida se reia și Astra marchează cu mult noroc în minutul 118 prin Dandea, după presiunile lui Teixeira. Autocarul echipei Astra Giurgiu a fost implicat astăzi într-un accident care s-a produs pe centura capitalei și nu s-a soldat cu victime. Potrivit directorului sportiv al clubului Astra, accidentul s-a produs din vina celuilalt autoturism, al cărui șofer nu a acordat prioritate. În autocarul Astrei, care mergea la revizie, se afla doar șoferul, pentru că fotbaliștii se aflau la Ploiești, unde făceau antrenament. A fost doar un mic incident, echipa a venit aseară, iar jucătorii nu erau în autocar. Este o avarie mică a autocarului, dar se rezolvă. Nici în cealaltă mașină avariată nu sunt probleme și nu sunt victime. Este vina celuilalt autoturism care nu a acordat prioritate, a spus Costel Lazar, directorul sportiv al Astrei. Autocarul fotbaliștilor giurgiuveni era unul de ultimă generație, este Tetraconfort Class 5515 HD, făcând parte dintr-o generație dinamică de autocare construite de compania Daimler. Fotbal și prietenie, prietenie prin fotbal. Ei bine, chiar dacă vine iarna, pentru noi începe un nou campionat fotbalistic. Este un concept care a început în capitală și care se va desfășura mai nou și la Giurgiu. Din 5 noiembrie începe campionatul Liga Prieteniei Giurgiu. Fă-ți echipă 5+1 și înscrie-te în campionat. În cadrul acestui proiect așteptăm alături de noi echipe indiferent de vârsta pe care au, de mediul social din care provin. Din 5 noiembrie începe campionatul Liga Prieteniei Giurgiu. Vino și tu cu echipa ta! Liga Prieteniei Giurgiu, un proiect susținut de Asociația Uniți pentru Giurgiu.